Eu început să plâng. Și el a început că să mă întrebe când am dat copilul și cum și a spus că vă știți că chicați voi în pușcărie, că statul italian vă trage pe voi la răspundere și ca să rămâi și fără fată. Bun, și dacă te-au amenințat așa și trebuia chiar să te sperii? De asta te-ai apucat să ștergi de câte săptămâni și videouri și texte și comentarii totul de pe internet. Cât ai să te temi așa? Că eu început că stau în pușcării pentru că am făcut postările astea Facebook. I-am dat să mă ajute oamenii care pot să mă ajute că pot să ne întorc băietul înapoi în țară. Eu am început să știa așa la mine, știi, stroga, și am început să plâng. Ei de Ei s-au plâns. prezentat, Dar ei s-au prezentat că e jurist. nu-i sora Poftim? ta. Dar nu-i sora ta. Nu, ei s-au prezentat că e jurist. Dar mi-a trimis și fotografia avocatei copilului, avocatei poporului, Maia Bănărescu. De ce? Ai intrat în legătură cu ea? Ai semnalat problema asta? Vreau să intru. Aha. Să vorbesc cu ea. Dar cum de n-ai vorbit până acum? Eu am salutat-o, aștept poate să dă răspuns. Am înțeles. Aștept, încă eu am salutat-o, aștept. Și am început să plâng, că au zis că... Dar am început că... Și așa, și așa, o să stat-o să ne iei fata, o să ne stă, la noi, la Moldova, stat-o să ne iei fata. Noi nu avem casă, că nu e adevărat, nu ești obligat să ai casă. Important e să ai grijă de copil. Poți stai și la gazdă sau poți stai așa ca voi în... la cineva care vă primește. Important e să ai locuință, nu trebuie să ai casa ta. O grămadă de părinți n-au casa lor și cresc copii. Important e să ai grijă de copil. O zis că noi îmblăm cu cerutul, cu... Că noi vrem bani, o să... Păi cine nu vrea bani? Toată lumea vrea bani. Și am început să plâng, sunt distrusă. Înțeleg, dar să te apuci să ștergi tot unde oamenii au comentat, s-au dat sfaturi și tu hop ștergi totul, sau faci un video, Dima face video, nu știu, nu-și face Dima contul lui pe Facebook. Statul italian m-a vrut pe mine în pușcărie, s-a tras la răspundere acolo și m-a atras la... Cum poate să te vâri pe tine în pușcărie dacă tu ești acasă? Ce ai făcut tu ilegal în Italia? Și când ai să te mai duci tu în Italia? Când am început să plâng, am început să tremur și să plâng. Și te-ai apucat de șters de pe internet și postări și videouri. Cum de nu ți-ai închis contul dacă te-ai amenințat? Nu știu, dar că văd că postarea sunt, care s-au dus în grupuri, sunt, dar la noi am șters, că i-am amenințat și... Nu mai este. Tot ce a fost postat pe grupuri de la voi, totul se șterge, nu, dacă ați șters voi. La alte persoane, văd că este. Nu există. Dacă ați șters voi la sursă, totul se șterge. De asta ar trebui să fiți mai responsabili și nu mai... Mai bine nu publicați dacă ai de gând să ștergi. Dacă te sperii așa oricine cu... Oh, Doamne ferește, ai spățești dacă ai duci pe lună. Ce ai să cauți tu pe lună? Când ai să ajungi tu pe lună? Sora, vezi că mă amenință prin rudele, prin sat, prin rudele noastre, prin sat și toate fel și amenințătoare. Cum? Și ce poate să-ți fac sora dacă ea e în Italia cu copilul tău? Ce poate să-ți fac sora? E mă amenință că mă dezică de drept părintesc, cu asistență socială. Păi cum să te dezică dacă tu deja ai lăsat ei copilul? Și ea zici că ai fost recent în Italia și n-ai vrut să iei copilul. Pentru că n-ai cu ce să-l crești, n-ai cu ce să-l hrănești. Și l-ai lăsat surorii îngrijiri. Ce poate să-ți mai facă? Mai mult de atâta. Eu l-am dat pe un timp la un tratament. Nu l-am dat pe tot timpul. Eu l-am dat la un tratament. Să crească fetița o leacă mai mare și atunci îți ceri și celălalt copil înapoi dacă ai să fii capabilă să-i crești pe amândoi.
Dar deocamdată mă tem că nu poți avea grijă nici de tine, nici de Dima, nici de copilul pe care îl aveți acum împreună. Nu cred că vă mai trebuie un copil. Lăsați-l acolo, în Italia, că stă bine, nu? Are grijă sora de el. Băițel acolo, da, parcă, nu? Da, ascultați, dar vezi, una, eu când vreau să vorbesc cu băietul, e în interzis. Nu-mi dă voi să vorbesc cu băietul. Apa, asta nu-i bine. Asta e ilegal. Iată, filmează cum nu-ți dă voie să vorbești cu băietul și o să avem demonstrație că nu te lasă să vorbești cu copilul tău. Cu vreo două, trei, cu o lună în urmă, pe WhatsApp, am vrut ca băietul să vadă că are o soră și e neospat ecranul că eu nu văd băietul. Și am zis, de ce nu dai voie să văd băietul? Băietul vede că are soră, dar vede, eu da. Nu-l vede. Și ea... Eu spune să vorbesc cu băietul, normal, știi? E vorbe. Nu de voi să vorbesc cu băietul. Vorbe e în loc la băiet. Dacă nu ai înregistrare, nu te cred. Eu am asta înregistrat pe WhatsApp. Chien trimite cum e ne amenințat pe noi. Și eu le-am trimis la... persoană, eu șterg tot, dar s-o păstrat la o persoană care e neamenințat, este la o persoană. Dă-ne și nouă să ne convingem și atunci o să te apărăm, dar așa dacă tu publici, ștergi, publici, ștergi, publici, ștergi și te apuci să publici date personale ale copilului și ne interesează pe noi certificatul lui de naștere și alte documente, acele date personale, nu le fă publice. Sfințat de la sormea, cum pe amândoi trebuie de dus la lecuire, ambii, pe noi. Cine-i sănătos? Toți suntem o leacă bolnavi. Toți trebuie să ne lecuim. Și ei sănătoasă, perfect, este chip. Nici o carie dentară n-are nică. Eu am fost pe o lună de zile acolo, eu am văzut cum se comporta băietul, se comporta răși cu mine, parcă avea frică de mine. Ei, dacă nu te-au văzut atâta timp, cât timp nu te-au văzut până aceea? A fost prima dată, băiat când am venit de la Italia, primul an în vacanță, băietul, soare mi-a început să alocărască, nu știi, și băietul a fugit la mine. Și băietul ni se jăluie în ei, mătușa mă bate. Dar eu zic, Dima, ce-o faci să-ți bate mătușa? Dar de umor, nu știu. Spune, lămurește, ce-o caz, zici, ai făcut ceva, nu știu, mă bate. Și n-am mai întrebat-o pe sora mea ce-o caz, ce ai făcut de băiat mi se jălnic copac. Dar o venit pe o lună de zile, vezi că în vacanță. După asta am dus și înapoi băiatul la Italia, a doilea an când vine și-am dat a doua oară scălitură, băiatul iară mi se jălnic mătușa, mă bate. Iar întrebi, ce s-a întâmplat de bate? Eu asta nu înțeleg. Și până la urmă, eu am văzut, vezi că în vacanță la dânsă dau lecțiile, la Italia, vezi că în vacanță fac lecțiile, la noi în Moldova copiii joc, acolo fac altfel, acolo lecțiile. Uh-huh. Și pui la lecții, dar eu încă lucram la cărnățărie, i-am luat la băiet arii capcionati, pulpi, eu dacă lucram, i-am adus la băiet și au vrut băiet. Băietul a șerut și eu i-am făcut pe placul la copil. Eu lucram la fabrică de salam, lucram. Și apoi ce-i furat de acolo? Poftim? Ai furat, cârnați? Nu, eu lucram și de la mine, din salariu luam. Eu luam și când salariu mi-o prie. Bun, și de ce ne povestești asta? Că adică ai grijă de copil, că ți-i dragă, că îți zici mamă? Am un an, băietul șed la mătușa că ia mânca. Soare mi-a început a răcni la băiet. Trebuie la făcut lecții, eu zic că nu răcni la băiet, trebuie să le iei cu vinișorul. Și el a început gruba, a luat bățul și a început să tragă în băiet. Eu cu ochii ne-am văzut. Cum trăgea cu bățul, era și soare mea să jălă, ia că și faci și fșortă, încolo încoașe. Eu zic, nu tragi în copil, când așa ai copii, tu tragi între tâi de antrenament, nu tragi. Tu poți greși un normal copil, dar nu-ți tragi. Asta se întâmpla în Italia sau acasă? Acasă, în Moldova, în vacanță. Și băiatul a fugit la mine, plânge cu hohoci,
nu puteți traga aier. Și azi zi mă liniștește, las că mama mușa să duc și să-ți dai să mănânci. Și eu și la copil, și e n-a să mănânci cu pâine încolo în coașă. Și Lilia, nu te vărâ, nu te vărâ. Tu, e foarte agresiv. Eu zic, copilul oșerut trebuie să dai, dar nu să... Și după asta, am pus să mănânci. I-am zis că, Dima, vrei să mănânci cu pâine? Zic că da, cu pâine. Și da, sorin, ce e că el n-a să mănânci cu pâine, că la mine nu mănânc cu pâine. Să mai ții minte, copilul la mine a să mănânci cu pâine. Copilul i-a întrebat, Dima, mănânci cu pâine sau nu? Băietul zic că da, să mănânci. O mâncat tot, cum am zis eu, tot o mâncat. Și am zis că i-am spus, Dima, m-ai mâncat, hai așa să lângă scaun și apuc-te pe lecții. I-am luat cu ghinșorul. Pe lecțiile, ai mâncat, nu ești pe lecții, numai... Eu l-am cu ghinșor. Și pe asta băiesc așa zahat, începe să fac lecțiile, dar nu cum e cu gruba, hop, trost. De asta, voi, de asta voi nu puteți împărți copchelul, că nu știți care mai gen îl educă, da? Da, da. La Italia tot așa, când am fost. Dar copilul învață în Italia acum, da? De câți, da, ani, da, da. De câți ani e acolo? 4 ani de când noi la Italia, are 10 ani, da. Deja au început școala acolo și acolo ar fi bine să rămână. Da. Și e agresiv. Eu când am văzut cum e zba joc de copilul, nici de asta. Copilul a intrat frica de la sorme. Cum eu de la sorme, așa și copilul a intrat frica. Și din nevoie copilul face și spune el, înțelegi? Poate... Prindeți la bani și vă duceți și voi în Italia. Nu cred că o dureze criza asta foarte mult. Îți găsești de lucru acolo, închiriezi o casă și o cameră și iei copilul și îl aduci tu, cum știi mai bine. Eu am fost acolo, vezi, pe mine m-a bătut acolo, Italia m-a bătut pe mine. Sora. Eu am, da, că el s-a mers, că s-a luat asta... Eu aveam probleme mele la Moldova și vezi că m-a sunat de la Moldova că trebuie să vină înapoi și eu am spus soarmea, e bilet înapoi să mă aduc să-mi clarifici problemele mele la Moldova. Soarmea nu a vrut. Și eu am zis că eu am luat, o să dai numărul la telefon și ne-ai tu probleme. I-am dat, avem numărul care e la Chișinău, ofițer de urmărit penal. Și am dat și a început să suni. Și soarele a început, și nu sunteți voi, au înjosat oameni și care de la noi, de la poliție. Au început să facă în tot felul, și nu sunați, și nu sunteți voi, soarele agresiv. După asta, au sunat, dar i-am lămurit soarele, nu grăi așa, tu nu știi cu ce oameni vorbești. Nu vorbi așa, dar și nu se dar și așa. Și după asta i-am lămurit, oamenii care eu trebuie să mă duc înapoi, că am problemele, trebuie să-mi clarific probleme, că am dosar, trebuie să clarific probleme până la urmă. Tu nu trebuie să te vâri în problemele mele. Dar și eu nu pot să mă vâr sau și eu început, știi? Bun, și pentru bataia aceea nu te-ai plâns la poliția italiană, că nu știe limba. Eu, după asta, eu m-am bătut, că două zile eu n-am mâncat, n-am băut apă, numai cât în laviceu și în cameră, după aia, laviceu. Și după asta... Dar cum? Te-o tras de păr, te-o dat capul de păreț, cum te-o bătut? Eu stăteam pe pat. E șerem mobil la mine, eu nu dădeam, că evrei șteargă tot. Dovezile și avem mobil. Și eu am zis că nu dau mobilul. Eu și tu încolo în coași, mă pălești o palmă, cerpesc. Dar telefonul palmă. Tău, mobilul tău. Da, așa. Da, da. Și eu încep să trag o palmă, două, trei, vreo 4-5-6 palme au tras în mine, știi, dar nu știu cum, a încerpit, știi? Și eu l-am, o găsit mobilul și eu m-am pornit să eu să dă mobilul în coașe. Eu nu vreau să ne-al tăie. Și de la asta ne-am luat și eu avea puteri așa că e pe mine m-a distrus. M-a întins e pe mine și-a ascuns mobilul, a aruncat, eu zic ca să dai mobilul Vani acasă să... Și după asta, nu știam, n-avem nici un număr telefon, n-avem cum să mă adresez, vrem de urgență să vin acasă. Și întâmplător, pe telefonul sormea,
Sormea era, eu uitat telefonul pe tumbă și sormea era taman în cuchnie, nu-și facea mâncare. Dar eu am luat telefonul și am sunat pe numărul și ala care la Chișinău, la doamna Ana Jăzdana, am sunat, i-am spus, doamnă, vă rog frumos, ieși după mine. Dar ce s-a întâmplat? Că zicea ca sora asta la bătaie, s-a luat de la mobil, s-a luat. Știi, și n-am dat să mă lămuresc și cum stă mă sora mea vine după mine, că așa am fugit în calitor. Și sora mea zice, pă, cât și numai cât, dar eu telefonul nu s-a închis. Cred că auzi și cum sora mea mă făcea în tot fel pe mine. Și poliții, nu știu acolo și cu sora mea să mă facă tot felul. După asta, s-a nervat și a început să suni la rudele noastre. Și am început că eu nu sunt soră. Cât și numai cât. Numai de rău. Asta când s-a întâmplat? Cu vreun an în urmă? Da, da, da. Și după asta sora mea s-a nervat și a început să-l suni pe Dumitru Achiroș. Găsești transport, că Liuda zici la Moldova, că nu ni soră ni. Și el mi-a găsit transport și după cum mi-a găsit și eu a doua zi am venit. Ziua ce ne-o găsă și a doua zi era după cum ajungi la Italia transport. Și de atunci n-ai mai fost la sora și nu te las să vorbești cu copilul. Da, da, da. Și nici ea nu a mai venit acasă, nici singur, nici cu copilul. A fost de două ori, dar fără copilul a fost. Am înțeles. Și eu când am fost, am venit de la Italia, vezi că după asta m-am dus la Chișinău, că eram chemată. Persoana aceea care sora mi-a făcut tot tot fel. Eu am fost la doamna Ana la ofițer și vezi că doamna Ana ne-a spus așa și s-a întâmplat și cu gruzurile astea, știi, pe mine m-au cărât, am chicat eu vinovat, știi? Și eu îi lămuresc că sora mea i-a lămurit că ca și doamna Ana Jezanus că ce facem? Îi scrim plângeri pe sora ta că m-a răsut pe dumnea ei. Ea avea drept să scrie jalbă, cunosc, nu sunt pe cetățenia italiană, mă rog, așa arestată în Moldova, pentru că vorbe care sora mi-a spus ei, ca minister. Și-o scrieți plângere? Eu am iertat-o. Eu am zis că nu mai scriu Dumnezeu cu dânsa. Păi am înțeles că și anchetatoarea, Jezdan, a vrut să scrie plângere, nu a mai scris. Da, da, m-a întrebat pe mine, și Liuda, ce faci? Scriu pe dânsa sau nu? Eu am zis că nu mai scriu, las cu Dumnezeu cu dânsa, am iertat-o. Bun, și dosarul acela cu ce s-a terminat? Despre care, nu, pentru care trebuia să revii acasă? Merge investigația. Despre, nu s-a terminat. Despre cazul cele de la Moscova, da? Cu moldovanul. Da, 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 merge. Cu unul de la Cimișlie. Da, și nu au închis, dar Cimșlie au închis-o. Bun, și dacă au închis Cimșlie, tot aveți dreptul să contestați, nu? Ați dădem noi mai departe, la Procuratura Generală. Și după asta... Mă ating că nu trebuie la Procuratura Generală, poate la procurorul ierarhic superior, dar ați avut termen, 15 zile, ei când v-au dat ordonanța aceea? La P.C. Cox să-ți ne adresăm. Da. N-aveți jurist, nu vă asiste vreun avocat, cineva? Și după asta, ia că acum s-au luat toți problemele astea, e vreți să amiesti în problemele noastre, eu îi lămuresc cu normal, dar e încep cu stiric la mine, și de atâta noi nu putem să avem limba comună. Eu normal, e... Îi lămuresc, dar eu înșerp cu aia, sterică. E diferență de și concepție asta, de viață. A venit la Moldova, la Karabetovka, la soacră mea, dar și a fost fratele meu, Lilian, acolo cu taxiul. Era ora 1 din noapte, cu taxiul. Că a venit și s-a pus pe capul meu să dau scălitură, că băiat, îți dau procură pe băiat, că băiatul e al sora mea, nu e a mea, dar taxistul îi spune, mă, îți dai seama că copilul e al mama, mama are drept al ei, n-are drept să, cum să dai cu totul ea. Și nu, că ea să,
Eu scriu, frate, neam, vreau să duc și strâng scălituri de la neam Rudi ca copil să rămâi acolo în Italia. Ei, dacă rudele poate să decidă așa ceva. Nu există, e exclus. Deci fratele ține cu sora, mai mare, da? Ei sunt mai mari amândoi și tu ești cea mai mică. Da, și așa mai mic și așa mai mare, ambii țin cu sora. Și eu fost după atunci, după asta, știu, o săptămână, două, eu venit fără băiet și o seară înapoi și iar o venit. Cerea scălituri de la mine. Mm-hmm. Eu eram la spital sub capniță, eram, în reanimație eram. De ce? Au venit la spital prin medic și eu am zis la medicul să nu o primesc pe sora, nu vreau să o văd. Și-a dat foaia așa care să dau eu scălituri prin medic și nici ce fi limba italiană acolo să dau scălituri. Eu am zis nu dau scălituri, nu dau. Și eu n-am semnat nimic. Și ies de atunci. Poate are nevoie de semnătura aceea ca să dea copilul la școală sau eu știu ce, pentru asistență socială, medicală, eu nu știu pentru ce ceri semnătură, nu ți-ai explicat? Și după asta eu am început cu amenințătoare, că mă zic de drepărâncesc, că îți dau mare acte în regulă. Dar mă zic că nu-mi trebuie să știți călitura și aia ta, dar mare acte în regulă. Deci ne-a tăi vrei copilul înapoi, dar deocamdată n-ai cum să-l crești. Acum că nu ai nici salariu, nici ne-a tăi, nici Dumitru și încă și mai aveți un copil de jumătate de an. Totul va fi bine, noi ne descurcăm. Eu cum am descurcat până la 7 ani l-am crescut pe Dima, eu tot îmblam din casă în casă, l-am crescut și l-am educat normal, dar nu a fost hrănit. A fost aranjat la timp, am avut grijă, și l-am operat, am avut grijă. Eu am avut grijă tot de băieți, eu mă descurcam. Totuși ai operat la sora să te ajute, nu? Ai zis cu tratament. Soarmea nu m-a ajutat cu un bănuț de râs și lucram eu. Ei, cum nu, dar de atâția ani, de am de 3 ani copilul cu ea în Italia, întreținut probabil din banii ei. Deci cum nu te ajută? Și te-a ajutat să ajungi în Italia anul trecut, nu? Eu nu m-a ajutat cu un bănuț de mic. Și când era băiat cu mine, nu m-a ajutat. Dar nici... Că am lucrător la mine la lucru, spune și niujele... Femeile la mine la lucru, eu lucram la cărnățări. Eu spune, niujele, sora ta nu poți să te ajut, măcar o înțeleg și euro, măcar. Nu șer mai mult, măcar o înțeleg și euro pe lună, știi? Nu șer mai mult, nici cu asta. Mă tem că versiunea ei o să fie alta. Numai că înregistrarea asta n-ai să o ștergi dumneata, pentru că o să fie la mine. A, păi da, că voi nu știți ce ștergeți, și texte, și video, tot ștergeți, parcă sunteți disperați. Olier, când începe amenințările lui, dar începe stremuri, splângă și fac... Și să apucă de șters. Dar tu, Dima, de ce nu îți faci contul tău pe Facebook? De ce stai pe contul Ludmile? Ce nu ești capabil să-ți faci un cont de Facebook? Și n-ai să depinzi atunci de isteriile Ludmile. Mi-am făcut cont, dar mi-a blocat. Mi-a blocat. Mai fă unul. Hai să mă stăm. Ok. Și vezi cum amințătoarea arăta foi, cheo, ce ați vă duceți în pușcărie. Ei, da, sigur, și tu slab de inger te-ai speriat. Frate, spune cum fratul tău lumea de acasă. Fratele meu, și-am bățit cu sora și cu fratele meu cu casa. De mult. Poftim? De mult. Asta eu lucram tot la cărnățărie. Păi da, dar asta când era cărnățărie? Puteai să lucrezi și ieri și anțărți. După ce am murit cu 2 ani în urmă. După ce am murit părinții. După aceea a decedat tăticul, până la jumătate de an, s-au mers să dovedim să facem fratele, că până la jumătate de an vezi puțin plăcere, dar după jumătate de an asta trebuie să o grămadă bani. Și așa ne-a spus, Luda, des dădeam scălitura lui fratele, că e partea ta de casă, banii n-ar trebui să dai bani, știi? Că banii așa n-ați fugăreați din casa părântească, ați vii acolo, știi? Și v-ați dus la notar?
V-ați dus la notar și ați Da. făcut declarații de succesiune și că iată, el o să răspundă de tot. L-ați făcut pe el singurul proprietar, moștenitor, da? Stai cum sună, taman. Răspunde și mai sună o dată. Asta o oprit. Gata, s-a întrerupt. Deci l-ați făcut fratele cel mai mic, singurul moștenitor de avere, da? De... Da, da, că vezi că nu trebuie un document după... Și după asta s-a urmeos că, că bani așa nu lucrează nicăiuri, n-ar de unde să dai partea ta bani, partea ta de casă, spui dacă n-ar de unde... Și după asta am ascultat-o pe tăsa și o spus, și după asta am dat scălitură, după așa am dat scălitură, eu și a put cu amenințători, casa nu e a ta, tu n-ai și căuta acolo, că casa dam ea mea și a rămas și pe drum. Deci sunteți doi frați, două surori, ați decis împreună să-i dați fratelui celui mic casa, cu condiția că el o să te lași străiește acolo și el nu te-a lăsat. Da, 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 da. Am înțeles. Pare rău. Am... Ia că aveți fel de pe sora am eu. Frat, și rog. Frat. Și frat și, soro, și sora. Da, eu la lucru, doamna Elena de Valar, când lucram, eu am fost pe loc de mamă, ne dădea sfaturi bune. Și eu s-o ascultat pe doamna Elena, sora mi-a rasă ceapă la mine, dar și înții doamna Elena, dar și încolo în coa, și... Și n-am dat scălituri. Doamna Lena așa ne-a dat un sfat. Luda, nu dă scălitură, că după, dacă dai scălitură, ați plângi, știi? Ne-a dat un sfat de ghinic, că am fost un loc de mamă. Ea. Și după asta, știi, eu știu și mă gândeam, fac bine sau îmi fac rău, știi, pe de-o parte vrem să o ascult pe doamna Lena, că, ca să ajung pe drum, dar deci firma sa, firmusor mea să înșeapă să o sun pe doamna Lena și să înșeapă pe dânsa să o fac în tot felul. De ce ai învățat așa? De ce ai învățat așa? Știi, nu vrem să ca doamna Lena să fădească cu sor mea de ce ne-a dat așa sfat să nu dau scălitură de casă. Clar. M-am lămurit cu situația noastră. În mod sigur o să vrea sora să dea o replică și eu îi sunt deschis să mă sune și ea, înregistrăm și replica Liliei Dinte. Poate și frații dacă o să vrea să dea replică. Dar îmi pare rău că n-ați putut să rezolvați problema în familie și ies așa. Ominește, am ascultat-o pe dânsa. Și la urmă m-a lăsat pe drum ca pe un câine, știi, așa cum un chișor m-a alungat. Și am o amință că sunt ei fata, tot este, tot în contra mea rău să-mi facă. Nu poate să-ți iei fata, neapărat intră în contact și cu Maia Bănărescu. Și ținem legătura. Bine, bine. Și dacă vrei să spui ceva la cameră pe care nu o șteargă Dima și tu la isterie când te sună sora, atunci mai sună, mai înregistrăm și astea o să rămână. Mărturiile astea sigur o să rămână. Bine. A, de asistență socială, vă spun, la Cimșlia, eu încă nu născusă, avem 7 luni, cam așa ceva. Da. Și după asta sora mea mă suna pe WhatsApp plus că și v-au venit documente pe asistență socială. Trebuie să și documente, și ocazi, și documente să vii pe asistență socială. N-am nimic asta, și ocazi vii. Că noi eram la centru de aplasament, noi eram acolo și eu început. V-au venit documente, că nu înțelegem și documente să vii, eu asta nu înțelegem. Dar cum nu înțelegeai dacă zici că ai mai avut un copil? Cu 5 ani mai devreme ai mai avut un copil și știai, sau cât, cu 7 ani mai devreme, știai cum funcționează relația cu statul, ce documente trebuie să ai cu asistența socială, sau ai uitat? Am uitat. Am înțeles. Și n-ai știut despre ce e vorba, dar ea de fapt a sunat, s-a interesat pentru voi, da? Da, da, și după asta mă sună doamna Șalaru și îmi spune, Victoria Șalaru din Cimșlia mă sună la asistență socială, mă sună. O să spune, doamna Ludmila, am de vorbit o vorbă cu tine, dar nu prin telefon. Ce să vă prezentați la Cimșlia? O să spune, bine, o să găsați pe ce zi, vă vine. Să văd și... Pentru ce... Era interesant, pentru ce mă cheamă. După asta eu mă duc la Cimșlia, am avut timp într-o zi, mi-am luat timp, într-o zi m-am dus la Cimșlia.
cu domnul chirurg am fost împreună și acolo au început să-mi dea întrebări. Că în primiță cu băietul, chiar ca sora ta, sora ta m-a rugat să rămâi băietul acolo, că are condiții, că are așa, că învață bine. Eu înțeleg lucrurile astea, că ea are condiții, are și, eu înțeleg lucrurile astea. Dar una, că e, mi-a-l învață ca copil să meargă în contra mea. Asta e problema. Înțeles. Și eu, după asta, început, tu ai și să-l crești, tu ai casă, tu n-ai nic, tu n-ai și viitor tu dai la copil. Multe întrebări mi de și eu așa, eu zic, tu lucrezi, ai post de lucru, încolo încoace, dar pe noi vezi taman, noi am fost la lucru la Bricen și eram plasat de centru trafic de pizzoman la centru de plasament. Dar după aceea dosarul s-a închis și v-au alungat de acolo. Da, da. Timp de iarnă. Știu, mi-amintesc, în decembrie tăman când copilul avea câteva luni, nu? Sau... Da, da, da. Și după asta eu am început să plâng și acolo. M-a chemat într-un cabinet. Tot acolo era și psiholog și erau vreo 10 oameni, m-au pus în mijloc, scaun. Și uite, a pus în dă niște întrebări să lăs băiatul acolo. Poate vă împăcați din sormea, poate așa. Că tot așa întrebați, n-aveți casă. E ca să aveți a doilea copil și voi n-aveți unde. N-ai nic gătit. Dar voi dacă n-aveți unde, noi așa nevoiți să luăm și a doilea copil, voi n-aveți unde, că n-aveți casă, că n-aveți și condiții, să-l întrețineți. Da, da, da. Da. Fix așa cum sormea m-a amințat ca să rămân și fără a doilea copil și ea că m-a chemat și când ce a spus sormea, așa ne-a spus și asistent socială. Poate pentru că așa prevede legea. Că zicea după asta, eu am fost la notar să cer copia la procură și s-a refuzat. Nu vrea să... Dar și procura, ce e că îi permiteai să scoat copilul din țară? Da, da, da. Și că era expirat și eu m-am dus să cer copia și o refuzat. Și deci crezi că au falsificat procura și au prelungit-o notarul în mod ilegal? De asta e, nu știu eu de asta. Poate de asta nici nu călătorește copilul, pentru că e expirat procura. E poate să aduc băietul. E poate, dar înapoi nu poate. Asta e problema. Am înțeles. De asta nu călătorești, pentru că nu o să mai poate pleca cu el. Dar ea vrea copil, da, pentru da. Că nu are copiii ei. Da. Ca așa am înțeles că ai povestit odată, nu știu, ai dat interviul lui Dumitru și el zicea, doamnă Ludmila, și vă adresați așa cu doamnă Ludmila și nu vă ziceți, băi, Dima... Faliudă. Nu, dar noi suntem oficial înscriși. Șapși, dar sunteți perechi, aveți copil împreună, nu? Și contează, oficial, neoficial. Ok, da, o făceai pe reporterul și nu era clar că ești soțul ei. Bine, hai treaba voastră. Dar mă mult să spune să schimb familia Brega, sunt eu. Dar de ce Brega și nu Dinte, dacă tot ești pe contul ei? Hai să fii Dima Dinte. Ca băiat și el, nu? Dumitru din Italia e Dumitru Dinte, nu? Sau cum e? Da. Da, vine Dumitru Dinte. Noi când ne înscrim la starea civilă, eu ați cer ca familia lui Ludmila să o iau. Ok, și pe Facebook ai să apari ca Dumitru mai Dinte. Mai fi o surpriză. Bine, Dima. Da, și bine, Ludmila. Bine, bine. Mulțumesc pentru apel și pentru încredere. Am înregistrat mai mult de jumătate de oră, le public acuș. Și neapărat contestați ordonanța aceea, dacă zici că nu ești de acord cu clasarea cazului, dacă zici că chiar a fost viol acolo și trafic de persoane. Copilul deocamdată, în ce condiții materiale, știu că sunteți mai bine, stă în Italia, mai ales cu început de 4 ani școală și eu cred că și fata ar trăi mai bine în Italia dacă ați găsit o ocazie să vă mutați acolo. Dar dacă îl aduceți în țară, păi și îl dați la școală moldovenească, abia acolo să rămână, să nu-l purtați așa dintr-o școală în alta, că el nu o să mai poată învăța nici italienește, nici românește.
Noi avem ocazia de lucru asta, noi avem. Aici sau în Italia? Azi. Dar Aici? vezi că eu vreau să ne reșesc problema cu copilul. Noi avem ocazia, eu am problema mea cu copilul. Păi unde aveți ocazia să lucrați? În Italia sau în Moldova? Avem și la Italia avem. Păi asta Ne zic. cheamă Te acolo. duci în Italia și în baza certificatului de naștere, a documentelor că ești mamă, te duci, bună ziua, la autoritățile italiene, vă rog să-mi dați un traducător sau găsești vreo asociație de moldoveni, de români din Italia să-ți asigure, să te ajute cu traducerea, te duci la carabinier și zici, bună ziua, am copilul la sora și vreau să-l iau, dar nu-mi dă voie. Și gata, se duce, cu la sora ta și ți-ai luat copilul, dar trebuie să le arăți, să le demonstrezi că ai unde sta. Te duci, lucrezi vreo lună, iei primii bani, plătești chiria, faci documente oficiale și... Am în două locuri am în stau. Am și Asta la e fumat, am. singura variantă. Dacă n-ai să ai unde sta, n-ai să poți Eu insista. am unde am la Gata. Italia. Pe mine cheamă acolo, dar Așteptăm și să termine carantina și adunați bani de drum și vă duceți în Italia și îți iei copilul și îi creșteți pe amândoi împreună cu Dumitru. Sper că sunteți amândoi responsabili. da. Noi Sora, nu suntem. dacă vrea, a venit și v-a ajutat, dar dacă nu, a luat niște copii de la orfelinat. Noi nu suntem bețiși, noi dădem stăruință. E ca Dima dă ăsta, el se dezbate pentru copil. Nu rămâne rămân îmbrăcat, el copil se dezbate. Atât de tare se zbate încât nu lucrați niciunul nici altul acum. Ia lăsați-mă cu povești. Ați fost și ați lucrat acolo la nord și ați zis că vă ținuți clavi, dar dosarul s-a clasat. Înseamnă că nu vă ținuți clavi. Până acum, instanțele nu au constatat sclavagism, robie. Dar ce s-a pornit în altă parte. Dosarul s-a pornit în altă parte, alte stanțe. Deocamdată nu avem nicio hotărâre de judecată, deci nu putem vorbi despre dosarul, nici despre Vom vedea dosarul cealaltă. la vedea. Bun. Tot vă arata. Ținem legătura. Bine, Aveți bine. grijă de copil și de voi, că sunteți maturi și responsabili. Noroc! Bine, vă mulțumim.